Denis, o adevărată finală pentru play-off, vă așteaptă la, la o video cu Fara. Sunteți pregătiți de acest duel pe care se anunță pe Piața și pe Matepe? Da, într-adevăr, o să fie un meci care va decide în mare parte echipele din, din play-off. Cred că o să fim foarte, foarte montați, foarte încrezători și o să mergem cu o dorință foarte, foarte mare pentru că ne dorim foarte multe. Sincer, te așteptai ca Farul totuși să câștige cu FCSB? O să te echipa? Sau Farul, echipa din care nu știu, Farul oricum este, știe toată lumea că este echipă foarte bună cu jucători foarte buni și în fiecare an apar noi jucători care suplinesc foarte bine pozițiile. S-a întâmplat a câștiga Farul. Asta cumva ne pune o presiune în plus pe noi să scoatem un rezultat bun la ei. Apropo de presiune, un caz nefericit în care, nu știu, nu veți câștiga și colaborat cu un rezultat pozitiv al Argeșului, ar face ca Preu să joace în ultima etapă. Veți fi pregătiți și pentru acest scenariu? Așa este. Păi acum 2 ani, dacă nu mă înșel, când am jucat cu Sepsi, la fel, nu? A fost cu play-off pe masă, am câștigat la Sepsi și am intrat în play-off. De ce nu? Cred că putem să facem față și unui asemenea meci. Trebuie să fim doar încrezători. Dar ideal ar fi să rezolvați ecuația... Ideal ar fi fost să rezolvăm de mult situația, dar nu a ieșit neapărat cum am vrut noi. Așa este la fotbal. Sperăm să, zic așa, să o rezolvăm de la meciul cu Farul, dar dacă nu, noi vom fi pregătiți pentru orice. Vă avantajează stilul ăsta? Probabil că e vorbit și mai mult ca sigur vorbit și la joc. Joacă pe atac, pe ofensiv și nu prea neoveniu. Adică se vede că împotriva echipelor care se apără aveți cam probleme mari. De fiecare dată când am jucat și eu aici cu Farul, a fost tot timpul un meci frumos, cu goluri, cu faze de poartă, cu ocazii, cu situații, cu... Așa că cred că va fi un meci foarte frumos pentru că și noi încercăm să atacăm și ei încearcă să atace și cred că va fi un meci foarte frumos. Mulțumesc!